Bun găsit, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu și astăzi seară vă invit la emisiunea Panoramic să vedem ce se mai întâmplă cu operele lui Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, pentru că cu siguranță cu toții doriți să știți care e stadiul lucrărilor de întreținere, care este stadiul dosarului de la UNESCO și multe alte informații pe care ni le poate da cel mai bine domnul Doru Strâmbulescu, managerul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. Bună seara, bine ați venit la ENSA TV! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Bine ați revenit într-un nou spațiu, că ați mai fost invitatul nostru, dar nu aici. Cu mare drag și felicitări pentru toată această poveste pe care o creați prin televiziunea dumneavoastră. Mulțumim tare mult! Haideți să vedem în primul rând pe mine m-ar interesa care este stadiul dosarului UNESCO, pentru că se tot scrie, se tot vorbește, unele sunt răutăcioase comentariile, altele sunt bine intenționate, doar se dorește informarea și aș vrea să știm de la sursă exact care e situația. Cel mai bine ar fi să vorbească despre stadiul dosarului UNESCO, INPU, pentru că ei sunt Institutul Național de Patrimoniu, ei sunt cei care alcătuiesc acest dosar, dar fără îndoială și Centrul Brâncuș și Primăria Târgu Jiu au un rol important în ceea ce privește întocmirea acestui dosar. Dacă mă întrebați despre stadiul dosarului, el este într-o fază avansată de întocmire. S-a ținut cont echipa de la Institutul Național al Patrimoniului, numită de către Ministrul Culturii, a ținut cont de toate punctele, să zicem, vulnerabile pe care le-a avut fostul dosar sau vechiul dosar și în acest moment se poate vorbi de o fază avansată a dosarului. Din câte știu și ultimele informații pe care le am de la Institutul Național al Patrimoniului de la ICOMOS România, este că dosarul beneficiază de expertiza unui specialist în alcătuirea astfel de dosare UNESCO, un om cu o foarte mare experiență nu numai în România, dar și în țări precum Japonia, Marea Britanie și alte țări din lume, din America de Sud. Și cred că există două faze despre care am putea vorbi. Una de o fază consultativă pentru luna septembrie, când Institutul Național al Patrimoniului intenționează să depună la comisie pentru consultări dosarul în faza în care se află, urmând ca dacă nu sunt obiecțiuni din partea comisiei, din partea experților UNESCO, dosarul să fie depus în ianuarie-februarie 2018. Aceste sunt două, să spunem, două perioade, două date despre care putem vorbi în acest moment, dar ele nu sunt, trebuie să specific acest lucru și să subliniez faptul că ele nu sunt obligatorii. Acesta este un calendar stabilit de specialiștii care se ocupă de întocmirea dosarului, dar aceste două perioade nu sunt obligatorii. În cazul în care să presupunem că experții UNESCO vor avea obiecțiuni la anumite capitole din dosar, este foarte posibil să se amâne data la care să se depună la Comisia UNESCO dosarul de candidatură. Este foarte important pentru noi să întocmim de data aceasta un dosar care să întrunească toate condițiile, așa cum de altfel toate dosarele depuse de către țările candidate le îndeplinesc și să ne prezentăm cu un dosar valabil, valoros, așa cum trebuie și așa cum cred că este necesar pentru înscrierea ansamblului de la Târgu Jiu în Patrimoniu Mondial. Categoric, pentru că este un obiectiv foarte important mondial și merită să se afle în acest catalog mondial al monumentelor, mai ales că există alte monumente, să nu fiu răutăcioasă să spun de mai mică importanță, dar care nu sunt cunoscute la nivel internațional și în România și sunt înscrise în UNESCO și atunci chiar e păcat să nu avem operele lui Brâncuș. Da, sigur, UNESCO adună la oaltă nu numai opere monumentale, dar și alte categorii de artă, dar și alte categorii, cum sunt, de exemplu, dealurile viticole din Franța, biserici și alt tip de monumente și de obiective.
Dar, fără îndoială, ansamblul de la Târgu Jiu este o operă unică și asta trebuie subliniat, de valoare universală. Așa că nu văd care, până la urmă, ar fi obiecțiunile, altele decât cele invocate până acum, în care, și care se prin pot care, rezolva, bănuiesc. Și care sunt, sigur, sunt rezolvate și din ce știu eu, din stadiul în care se află dosarul acum, ele s-au și rezolvat, numai că sunt anumite lucruri care trebuie să se pună în acord cu viziunea pe care UNESCO o are în ceea ce privește înscrierea monumentelor de acest tip în patrimoniu mondial. Eu cred că experții noștri și coordonatorul acestui dosar vor reuși să facă un dosar valabil, așa cum spuneam, și cred că de data aceasta va fi cu succes. Sigur că UNESCO are diverse politici, știu că urmează într-o perioadă următoare să se facă noi alegeri în ceea ce privește președintele Comisiei. Probabil că vor mai fi și alte schimbări de viziune în ceea ce privește înscrierea obiectivelor în UNESCO. Europa este unul dintre continentele, să spunem, care are foarte multe obiective în UNESCO, așa cum spunea și ambasadorul României la UNESCO, domnul Adrian Cioroianu. Aici este într-adevăr o problemă și asta e un lucru care trebuie să-l spunem. Există o viziune a UNESCO prin care să ofere o șansă și altor obiective din alte zone ale lumii, din Asia, din Africa, din zone mai îndepărtate. Adică au dat cam multe la Europa. Dar asta nu reduce cu nimic valoarea universală pe care o au obiectivele din Europa și în special din România. Eu sper și cred că de această dată ansamblul Brâncușean va intra în lista patrimoniului mondial UNESCO. Vom vedea însă care vor fi și obiecțiunile sau punctele de vedere a celor de la Comisie, pentru că acolo există specialiști din diverse colțuri ale lumii care, sigur, pe niște criterii foarte bine stabilite, analizează și dau un verdict în acest sens. Da, important e până la urmă să nu ne cramponăm de niște termene, ci să reușim. Pentru că sunt multe, multe de făcut, sunt mulți oameni de convinși, sunt niște dosare care trebuie să treacă de niște comisii și de niște praguri, chiar dacă se completează, important e să fim tenace, să nu ne lăsăm și să reușim. Da, nu, cred că termenul există, contează foarte mult. Din punctul nostru de vedere, există toate argumentele în momentul ăsta care să sprijină dosarul, dar așa cum spuneam, experții care vor analiza filă cu filă acest dosar vor avea ultimul cuvânt de spus în acest sens. Nu trebuie să ne speriem, nici nu trebuie să ne îngrijorăm. Este foarte adevărat însă că e un pas esențial pe care trebuie să-l facem. Orice eșec ar însemna un lucru destul de rău pentru Brâncuș și pentru ansamblu de la Târgu Jiu. Să sperăm că nu se va întâmpla nimic nefast și că vom reuși asta. Și acum să venim și să vorbim despre un lucru pe care eu mereu îl întreb și mereu mă țin cu gura, să zicem așa, că noi presa ce să facem altceva decât să ne ținem cu gura de autorități și de cei care sunt în măsură să rezolve probleme. Cea căi eroilor, mai ales că suntem aproape de zilele orașului Târgu Jiu, Sfinții Constantin și Elena, patronii spirituali ai orașului, sunt chiar cei care urmează să vină și ca și sărbătoare și ne pregătim să sărbătorim, dar n-am reușit până acum, din păcate, cu toate demersurile făcute până acum, să facem calea eroilor să fie așa cum ne dorim, adică un traseu care să se întindă în fața turistului, să ofere tot ceea ce el își dorește și are nevoie până la urmă.
Păi, cred că una se leagă de cealaltă. Amenajarea sau reamenajarea și punerea în valoare a căilor este un obiectiv al primăriei Târgu Jiu, dar este și o condiție, cred că până la urmă, începerea lucrărilor de reamenajare pe calea Eroilor, o condiție care ar trebui, de care se va ține cont sau se ține cont pentru întocmirea dosarului de candidatură. Știți foarte bine că proiectul de amenajare a căii Eroilor făcut de arhitectul Dorin Ștefan, de profesorul Dorin Ștefan, se află în fază de avizare la a primit avizul, de fapt, al Ministerului Culturii, se află în stadiu de proiect tehnic, ceea ce înseamnă că s-a consumat o primă etapă, urmează să se consume și alte etape până la implementarea acestui proiect. Este foarte important să fie identificate sumele de bani necesare pentru demararea proiectului. Este un proiect îndrăzneț, un proiect modern. Sigur că el îndeplinește niște criterii atât din punct de vedere urbanistic, să zicem arhitectural, dar la ultimele discuții pe care le-am avut cu Dorin Ștefan împreună cu membrii ai Consiliului Științific al Centrului Brâncuș, s-au ridicat câteva obiecțiuni de care arhitectul Dorin Ștefan a promis că va ține cont, și anume cum, felul în care reușim să facem cunoscut aspectele de tip inițiatic pe care le are ansamblu brâncușean și de care în conceptul arhitectural ar trebui ca Dorin Ștefan să țină cont. Prea multe lucruri despre proiectul de amenajare a căilor nu pot să vă spun eu, pentru că nu sunt specialist în acest domeniu. Cert este că Primăria Târgu Jiu face toate eforturile pentru ca acest proiect să poată fi cât mai repede implementat și lucrările să fie demarate, astfel încât în câțiva ani de zile de acum încolo să avem o nouă cale a Eroilor, să spunem, sau o cale a Eroilor care să pună în valoare ansamblu brâncușian și să respecte acel principiu despre care Ionel Jianu spunea că Brâncuș a creat acest ansamblu, în el integrându-se orașul. Deci, până la urmă, aspectele vizate de către Dorin Ștefan, sigur cu modificări care pot apărea în faza de proiect tehnic și evaluări, să integreze orașul și calea Eroilor să devină o cale inițiatică, o axă de la Jiu și până la Coloană, prin care toți cei care vor trece să trăiască acest sentiment al inițierii și al universalității, să zicem, a universalului cu care se confruntă. Știți foarte bine, trecerea prin biserică îi dă un caracter ritualic până la urmă. Ori tot acest traseu ar trebui să fie unul ritual și inițiatic. Într-adevăr. Dar în același timp, pe lângă partea spirituală, trebuie să și este gândită, pentru că noi am prezentat telespectatorilor și atunci când domnul arhitect Dorin Ștefan a prezentat chiar de două ori și anul trecut la teatru și anul acesta... Anul acesta la Universitatea Brâncuș, da? Unde am avut o întâlnire, sigur, a prezentat cu și la, mai mulți și oameni. La, și în Sala Maură a fost o prezentare a proiectului, adică am arătat imagine, am arătat machete, schițe telespectatorilor, dar dacă tot suntem împreună cu dumneavoastră astăzi aici, am vrut să vedem așa în ce stadiu mai sunt lucrările sau, iată, deci s-a avizat deja proiectul dumnealui, anul trecut era doar în faza de propunere, dezbatere publică, deci au fost multe faze care au precedat aceste avizări și atunci trebuie să și explicăm faptul că sunt proceduri care durează foarte mult timp și nu bați pur și simplu din palme și te apuci de această lucrare. Sigur că există un orizont de așteptare pe care îl știm cu toții și mai ales noi cei care avem niște responsabilități în acest sens. Un orizont de așteptare care, sigur, include cumva un timp îndelungat în care lucrurile s-au petrecut cum s-au petrecut. E o perioadă de 80 de ani de la inaugurarea ansamblului brâncușian și până astăzi, timp în care s-au întâmplat destul de multe lucruri, unele nefericite în ceea ce privește ansamblul brâncușian, dar ceea ce vreau să spun eu este că
tot ceea ce se face în ultimii ani nu sunt lucruri de ignorat și de neglijat, pentru că sunt lucruri făcute cu maximă răspundere și maximă responsabilitate din partea tuturor factorilor implicați, atât în ceea ce privește amenajarea căii eroilor, care, așa cum spuneați, nu este o chestiune pe care o faci bătând din palme. E nevoie de foarte multă inteligență aici, de foarte multă pricepere, este de talent, este vorba de foarte multe lucruri care și trebuie foarte făcute, multe avize, pe foarte care multe să avize, banii care sunt banii necesari pentru demararea lucrurilor și așa mai și departe. Și mai ales rezolvarea traficului, pentru că să nu uităm că calea eroilor traversează perpendicular, practic, orașul Târgu Jiu, care de altfel se întinde de la nord la sud. Da. Și cele arterele de circulație principale sunt exact traversate de calea eroilor. Deci, dacă o facem pietonală, închidem tot orașul. Da. Dacă nu rezolvăm problemele de sub traversare. Așa e. În proiect, după cum știți, sunt prevăzute, în special, trecerile și traversările, inclusiv traversarea căii ferate și așa mai departe. Sunt găsite niște rezolvări pe care Dorin Ștefan dorește să le implementeze. Sperăm și cu succes. Da, vreau să revin puțin la soarta operelor din cadrul ansamblului Brâncușian și vreau să vă spun, cum am mai spus probabil și în emisiunea noastră, dar și cu alte ocazii, Centrul Brâncuș a încheiat un parteneriat foarte important cu Institutul Național de Cercetări în Optoelectronică din Măgurele și am început o cercetare și o monitorizare, așa cum n-a fost făcută niciodată pe toată axa Brâncuș. Fiecare operă este cercetată și monitorizată de către specialiștii INOE, astfel încât eu sper ca până la sfârșitul anului să putem oferi și opinii publice, dar mai ales specialiștilor, un volum foarte mare de date pe care specialiștii la INOE le analizează în acest moment. Sunt etape pe care noi le consumăm în fiecare an și să ducă la soluțiile cele mai pertinente, soluții științifice de întreținere și conservare a operelor brâncușiene. Suntem în faza în care urmează să încheiem un parteneriat cu o echipă de specialiști în restaurare piatră și metal, în biologie, în chimie, geologie. Sunt specialiști de primă mână din români și eu cred că în curând vom avea toate soluțiile, atât pentru operele de piatră cât și pentru coloană, încât intervențiile care se vor face și programul prin care, după care se vor face aceste intervenții, să fie bine, bine conturat. Am finalizat și programul de urmărire în timp a operelor brâncușiene, care stipulează reguli clare pe care trebuie să le îndeplinească fiecare dintre cei implicați în acest proces de monitorizare, de întreținere și de conservare a ansamblului brâncușian. Este, așa cum spuneam, este pentru prima dată când se iau astfel de decizii și astfel de măsuri, care eu sunt convins că nu fac altceva decât să facă un lucru bun și care aduc un plus în ceea ce privește întreținerea și conservarea ansamblului de la Târgu Jiu. Rămăsesem cu ideea și notasem chiar 80 de ani, într-adevăr, 80 de ani în care nu s-a făcut pentru calea eroilor ce trebuia să se facă, dar să nu uităm că în perioada comunistă, ținând cont că Tătărescu, care până la urmă a asigurat finanțarea și soția lui care a comandat operele Aretia Tătărescu, era liberal. Ori comuniștii au tras cu tractorul de coloană să dea jos, în niciun caz să-i amenajeze o cale inițiatică. Deci tot ce a însemnat comunism pentru operele lui Brâncuș a fost o perioadă nefastă. Unele sunt legende, altele sunt adevăruri. Cert este că ne aflăm în această fază și vreau să mai completez ce am spus puțin mai devreme. Lucrăm și suntem în faza de proiect tehnic în ceea ce privește un sistem de supraveghere video a operelor brâncușiene, care da, vor fi monitorizate către Centrul Brâncuș cât și de poliția locală. Suntem în faza de proiect tehnic în ceea ce privește
niște o serie întreagă de panouri informative și de avertizare care vor fi puse în cele două parcuri în care se află operele. Sunt o serie întreagă de măsuri pe care le luăm într-o prima etapă, să spunem așa, va urma o monitorizare a felului în care sunt implementate toate aceste măsuri. Vom trage concluzii și vom ști care sunt punctele slabe și punctele tari, astfel încât să nu mai existe niciun fel de, sau nu neapărat niciun fel, dar să nu mai existe incidente nefericite în ceea ce privește operele vrângării. Nu aș putea spune, operele se află în spațiu deschis, în cele două parcuri, ele sunt supuse, să zicem, atât vitregiilor naturii, ca să zic așa, dar mai ales a factorului uman, a factorului antropic, care, conștient sau nu, într-un fel sau altul, poate să afecteze contactul cu operele. Deci, ceea ce s-a gândim, și întâmplat. Faptul care s-a și întâmplat din nefericire, aici cred că trebuie să plusăm foarte mult pe factorul educație. Oamenii, până la urmă, cei care nu sunt educați pot fi educați, cei care au educație e foarte bine că au, că atunci știu cum să privească și cum să se comporte în preajma unei opere de artă. Masa tăcerii nu e o masă la care să... Exact. Masa tăcerii nu e o masă la care să stai și să mănânci. Scaunele de pe alee nu sunt scaune unde să neapărat să... Sigur, sunt, noi trebuie să le privim. Brâncuș le-a lăsat în aer liber, le-a pus în cele două parcuri, dar noi trebuie să le privim ca opere de artă și pe care trebuie să le vadă și generațiile următoare, deci trebuie să le lăsăm cumva moștenire celor care vin după noi și atunci o preocupare și o grijă permanentă a Centrului Brâncuș și a Primăriei Târgu Jiu este să găsim modalitățile și soluțiile cele mai bune și valabile care să ducă la întreținerea și conservarea operei. Și revin acum și spun că un capitol important în dosarul nostru este planul de protecție a monumentului, în care și primăria și Centrul Brâncuș au un rol foarte determinant, aș putea spune, foarte important, un rol determinant în ceea ce privește întreținerea și conservarea operelor, de la felul în care se face curățenie și până la felul în care le protejăm de tot felul de factori naturali sau antropici, va trebui să avem toate soluțiile valabile, aprobate și confirmate de către specialiști și avizate și de către Ministerul Culturii. Astfel încât toate instituțiile implicate avizate să fie de acord cu toate măsurile care se vor întreprinde și se întreprind în ceea ce privește operele brâncușiene. Nu știu, poate că ar fi o discuție tot timpul când vorbim despre Brâncuș și de ansamblul de la Târgu Jiu, ne raportăm la ce s-a întâmplat în trecut. Nimeni nu vrea să vadă, sau aproape nimeni nu vrea să vadă, că se fac câțiva pași, sunt lucruri care sunt în desfășurare și că ele se fac. Acum, sigur, n-aș putea spune că soluțiile găsite de noi sunt perfecte. Nici nu cred că există soluții perfecte. Însă sunt soluții care consumă niște etape în ceea ce privește întreținerea și conservarea ansamblului brâncușian, iar o condiție a UNESCO cu siguranță va fi una care ne va impune acest lucru, atât Primăriei Târgu Jiu și Centrului Brâncuș, dar și Ministerului Culturii, pentru că, așa cum știți, orice țară membră a Comisiei UNESCO, atunci când introduce un monument de nivelul ăsta, trebuie să-și asume și responsabilitățile, toate responsabilitățile care revin din înscrierea pe lista UNESCO. Deci suntem în aceste etape, ele se consumă poate nu atât cu rapiditatea fulgerului, să spunem așa, așa cum și-ar dori-o unii. Sigur că eu resimt oarecare rezistență din partea unora. Am spus că sunt dispus oricând să port discuții, să accept soluții dacă ele sunt valabile și întrunesc toate condițiile științifice, să zicem, de aplicare a lor, pentru că trebuie să vă spun, nu e întâmplător faptul că Centrul Brâncuș are un consiliu de consultativ cu care mă consult permanent, are specialiști de primă mână din lumea, cadre universitare, cercetători în domeniile lor cu care mă consult atunci când luăm niște decizii. Nu se mai iau decizii întâmplător, așa pe bază de păreri sau știu eu, mă duc și am făcut o fotografie, mi s-a părut mie că nu știu ce s-a întâmplat acolo și trebuie să luăm o decizie pe loc. Nu, deciziile se ia în baza unor analize foarte serioase făcute de către
Centrul Brâncuși împreună cu partenerii pe care îi avem și cu specialiștii care îi avem și atunci se ia o decizie, se ajunge la o concluzie și spunem asta trebuie să facem pentru a proteja opera. Iar pe lângă protecție și punere în valoare, aveți și sarcina de a face promovare și acțiuni de mediatizare și de tot ce înseamnă aducerea turiștilor, pentru că până la urmă ce ne-a lăsat aici și Brâncuși este o mină de aur pe care încă n-am reușit să o exploatăm la adevărata ei valoare. Sunt oameni care vin din lume, din țară, din Europa, să viziteze operele lui Brâncuși, adică vin în România pentru Brâncuși. Și în momentul în care vin aici, este bine să, în primul rând, toată lumea, cât mai mulți oameni să știe despre asta, pentru că chiar anul trecut, cred, stăteam de vorbă cu un reprezentant al unei agenții din Bulgaria, care n-au zis de Brâncuși. Și el aducea turiștii din Bulgaria, dar știa doar de Dracula și de Hagi în România și s-a bucurat să vadă Gorju, a fost invitat la anul Brâncuși, la evenimentele pe care le face Consiliul Județean împreună și cu, până la urmă, proprietarii operelor lui Constantin Brâncuși și orașul Târgu Jiu. Și de asta spun că acțiunile la care de altfel participați, știu că asta, de promovare sunt până la urmă esențiale, pentru că le protejăm, le punem în valoare, dar dacă nu știu cei care trebuie să știe sau care ar putea să știe și să vină aici despre ele, dacă tot industria merge prost în Gorj și în regres, toți suntem de acord că operele lui Brâncuși și tot ce înseamnă potențial turistic de pe toate planurile din Gorj, care e extrem de bogat, pot să devină un motor al economiei în județul nostru. Acum, turismul, sigur, este o ramură a economiei. E o discuție care necesită o dezbatere foarte largă și foarte serioasă pe tema asta. A invocat doar lucrul ăsta că, domne, operele trebuie promovate, fără îndoială. Eu aș vrea să spun un lucru. Cred că ar trebui să existe un plan general la nivel de Ministerul Turismului sau, mă rog, cum se numește el acum, și dezvoltării, da? În care ansamblul de la Târgu Jiu să fie prins ca un obiectiv de importanță prin care România se promovează ca și țară. Da? Pe de altă parte, trebuie să existe și există o serie întreagă de soluții și proiecte la nivel local, să zicem. Eu aș spune că ar fi nevoie să gândim un proiect și la nivel regional și trebuie să vă spun că mă gândesc la un astfel de proiect la nivelul întregii regiuni Oltenia. Dar asta e o altă discuție. E nevoie să existe proiecte și programe prin care ansamblul de la Târgu Jiu să poată să fie pusă în valoare. Acum, referitor strict la centrul Brâncuși, știți că primăria are în acest moment un centru național de informare turistică, da? Direcție pentru evenimente culturale, care preia o mare parte din ceea ce înseamnă sarcinile sau proiectele de promovare a orașului Târgu Jiu ca și proprietar al ansamblului de la Târgu Jiu și ansamblului brâncușian, iar centrul Brâncuși, ca în funcție de obiectul său de activitate actual, sigur că face promovare prin activități de natură, de tip colocvii, de tip publicații, adică urmează cumva specificul instituției create de Traian la Târgu Jiu. Vreau să vă spun că centrul Brâncuși în actuala sa formulă n-a apărut întâmplător, el este și o condiție a dosarului UNESCO, să știți, care prin dosarul UNESCO se cerea înființarea la Târgu Jiu unui centru de cercetare care să gestioneze toate aceste lucruri, ca drept dovadă că am și făcut acest pas. Sigur că intenția mea a fost de la bun început să facem acest lucru,
Sunt două direcții importante, pe care trei pe care le-am dat, dar una se include pe cealaltă, și anume întreținerea, conservarea ansamblului Brâncușian, cercetările fundamentale în ceea ce privește opera și viața lui Constantin Brâncuș și aceste aspecte privind promovarea, adică un centru de genul acesta, prin ce promovează activitățile voastre? Prin studii, prin conferințe, prin întâlniri, prin expoziții, adică sunt specifice genului nostru de activitate. Urmând ca, sigur, în cadrul acestor programe și proiecte să edităm cărți, să edităm broșuri, deja lucrăm, am făcut primii pași, deja se lucrează la o traducere a unei cărți a lui Doina Lemni, care va fi publicată anul ăsta despre Brâncuș, la o broșură despre istoricul ansamblului brâncușean, deja suntem în faze avansate, sunt o serie întreagă de lucrări. Să nu și închepe cineva că lucrurile astea se fac foarte repede. Se fac, dar trebuie făcute cu foarte multe. De asemenea, intenționăm ca magazinul sau centrul de informare, fostul centru de informare din parc, unde este și magazinul de suvenire, să-l transform într-un magazin de artă Constantin Brâncuș, unde să găsim acolo, începând de la suvenire până la cărți de artă, albume de artă, lucrări de artă, astfel încât o să întreagă de materiale prin care încercăm și vrem să promovăm ansamblul de la Târgu Jiu. Există proiecte ale Centrului Brâncuș și m-aș limita să vorbesc doar despre asta, nu să vorbesc despre proiecte pe care ar putea face România despre Brâncuș, să vorbesc despre proiecte ale Centrului Brâncuș și urmează să inițiem sau am inițiat un program Caravana Brâncuș, care va însemna până la urmă o serie întreagă de manifestări pe care noi vrem să le facem în țară și mai ales în afara țării, în parteneria cu Institutul Cultural Român, cu Ministerul Culturii. Îmi pun speranțe mari că până la urmă vom reuși să dăm niște programe și proiecte comune pentru a-l putea promova pe Brâncuș în lume, pentru a face cât mai bine cunoscut sensul și semnificațiile, devenirea până la urmă ansamblului brâncușian de la Târgu Jiu. Poate că aici trebuie să lucrăm foarte mult, trebuie să le arătăm celor din afara țării, de peste tot din lume, ce este la Târgu Jiu, exact. Ce semnificație are, ce înseamnă pentru opera lui Brâncuș, ce înseamnă Brâncuș și așa mai departe. Sigur că o să aveți surpriza că ne întâlnim cu diverse grupuri de oameni care vin din străinătate, dar care știu lucruri și știu lucruri foarte importante despre Brâncuș și despre ansamblul de la Târgu Jiu, și asta nu face decât să ne bucure. Da, eu i-am spus numai pe cei care nu știu, dar sunt foarte mulți care știu că altfel n-ar veni. Da. Care iubesc Brâncuși de acolo, de la distanță, și vor să vină la... Cărțile de promovare pe care le facem sunt cărți, și aici trebuie să delimitez puțin, sunt cărți de natură științifică, dar sunt și cărți de popularizare pe care încercăm să le promovăm, și în felul ăsta misiunea, să zicem, Centrului Brâncuș poate fi îndeplinită. Evident că trebuie făcute mult mai multe evenimente de tip spectacol, știu eu, dar trebuie să ne gândim foarte bine, pornind și de la ce avem noi, din la infrastructura, nu numai infrastructura în ceea ce privește transportul. Trebuie să ne gândim la întreaga infrastructură, ceea ce infrastructura hotelieră, infrastructura culturală, ce le putem oferi oamenilor de aici. Toate lucrurile astea trebuie integrate unei strategii comune până la urmă și care să aibă ca obiectiv principal promovarea ansamblului de la Târgu Jiu. O singură instituție nu este suficient sau nu poate să-și asume în totalitate tot aceea. Brâncuș nu este, el este, să zicem, ansamblul de la Târgu Jiu este proprietatea primăriei Târgu Jiu, dar Brâncuș este universal. Și atunci România va trebui să privească pe Brâncuș la modul ăsta și să reușim să creăm programe și proiecte prin care Brâncuș să poată fi cunoscut așa cum îl avem noi aici la Târgu Jiu. Opera lui Brâncuș mai sunt și în țară, și la Muzeul din Craiova și la București, dar singurul obiectiv sau capodopera, să zicem, creației brâncușene se află la Târgu Jiu, în aer liber, în cele două parcuri ale orașului, și noi trebuie să facem tot ce... amenajarea căii eroilor. Toate aceste programe de, să zicem, de promovare științifice, de cercetare pe care le facem, din perspectiva, din punctul nostru de vedere, sunt pași importanți pe care îi facem și în sensul promovării ansamblului de la Târgu Jiu. Și trebuie spus că un pas important l-a făcut și Consiliul Județean Gorj prin proiectele pe care le are pentru promovare
a Gorjului în ansamblu. Tocmai asta spuneam, că eu cred că așa este. Eu cred că este nevoie de un proiect generos, un proiect foarte bine conturat la nivel național, în care să fie implicată nu numai primăria și Consiliul Județean Gorj, să fie implicate toate județele din Oltenia, să fie implicate instituții importante naționale, cum Institutul Cultural Român, și care prin statut are obligația de a promova cultura română în lume, cum este Ministerul Culturii, Ministerul Turismului și Dezvoltării. Corect. Deci toate aceste lucruri trebuie, și sigur că cineva trebuie să... Noi, Centrul Brâncuș a făcut primii pași. Sigur că sunt pași mai mulți de făcut. Trebuie să-i facem și trebuie să-i facem într-un ritm alert, dar trebuie să facem în același timp cu pricepere și înțelepciune, astfel încât să putem da proiecte valabile care să, cum să spun, să nu ne închipuim că într-un timp foarte scurt vor curge pe calea eroilor milioane de vor fi râuri de turiști care vor năvăli peste noi și că nu vom face față. Trebuie să mai spun un lucru care probabil că va deranja pe unii, și anume că Brâncuș, din păcate, nu este înțeles, opera sa plină de sensuri și semnificații mai trebuie încă foarte bine explicată, să spunem așa, și aici revin și spun, rolul nostru este tocmai acesta, de a scoate din ascundere, de a vorbi despre sensurile și semnificațiile acestei opere, astfel încât să putem să facem legătura dintre cei care fac cercetări și cei care trebuie să beneficieze de astfel de cercetări, să înțeleagă de fapt ce se întâmplă cu opera lui Brâncuș, să înțeleagă de fapt masa tăcerii nu e o simplă masă unde te așezi să mănânci, că poarta sărutului nu este o poartă prin care este obligatoriu să treci sau să pui piciorul pe ea, la fel și coloana fără sfârșit nu este un simplu stâlp în parcul din coloane și așa mai departe. Deci atunci când vom reuși să facem să înțelegem pe cei care vizitează Târgu Jiu și opera lui Brâncuș ce semnificații profunde de are opera lui Brâncuș, cred că atunci vom spune că am făcut ce trebuia. Sigur că, așa cum spuneam, sunt multe lucruri de făcut până acolo. Eu încerc în tot timpul de când mă aflu la conducerea Centrului Brâncuș să aduc la Târgu Jiu tot ceea ce este valoros și valabil în ceea ce îl privește pe Brâncuș în țară, dar nu numai în țară. Avem legături prin Doina Lemni, care e și membru a Consiliului Științific, cu Centru Pompidou. Avem legături cu specialiști din domeniul restaurării din întreaga lume, din institute mari de cercetări din lume, din Anglia, din America, din Franța și așa mai departe, din Germania. Sunt lucruri valabile pe care le facem, sunt pași importanți pe care îi facem și eu cred că la un moment dat lucrurile astea vor deveni ceva normal și firesc în toate activitățile pe care le facem. Da, e nevoie de multă tenacitate și de perseverență, pentru că și educația se face greu și învățătura, ca să zicem așa, despre Brâncuș, și mai ales că nu e ceva obligatoriu, adică îl faci sau nu-l faci, poți să iei sau poți să nu iei în calcul pe Brâncuș, poți să-l vizitezi sau poți să nu-l vizitezi. Sunt români care n-au ajuns să vadă operele lui Brâncuș, n-au ajuns, sau care spun, am venit în Târgu Jiu, dar n-am avut timp să trec să văd și operele, aș fi vrut. Deci nu au avut această curiozitate să-și facă timp să le vadă, mai ales că pot fi admirate chiar și da, dar să știți că toți cei care trec prin Târgu Jiu trec să vadă operele lui Brâncuș, adică toți cei care... Nu știu, fie că vorbim de toate știrile negative sau pozitive pe care le dau unele publicații sau posturi de televiziune, cert este că opera lui Brâncuș atrage tocmai prin misterul și fascinația pe care o emană. Brâncuș însuși n-a vorbit foarte mult despre opera lui, în general, nu numai despre ansamblul de la Târgu Jiu. A lăsat acest mister tocmai pentru a ne face pe noi, cei care intrăm în contact vizual, în contact mental cu opera lui, să-i găsim, să-i descoperim adevăratul sens. Și asta face, cum să spun, asta fascinează și asta, cum să spun, dă un sens a tot ceea ce facem. Dar așa cum spuneam, rolul nostru este, până la urmă, este de a-i face, de a-i aduce cât mai aproape pe oameni de Brâncuș și de opera sa, și asta o facem prin metodele specifice a fiecăruia. Noi, Centrul Brâncuș, prin metodele specifice de cercetare pe care încercăm și le dezvoltăm prin programele pe care le facem, direcția de evenimente, Ministerul Culturii și așa mai departe, fiecare, cred,
că trebuie să facă câte ceva astfel încât Brâncuș să fie cunoscut și bineînțeles. Și pentru că suntem în ultimele minute ale emisiunii, dacă avem evenimente care urmează în viitorul apropiat legate de opere și gestionate sau la care colaborați? Păi, sunt, așa cum vă spuneam, continuăm procesul de monitorizare împreună cu INOE a operelor. Se constituie, un următorul pas este constituirea acestei echipe de specialiști care interpretează datele culese de către INOE, astfel încât în foarte scurt timp, sper ca până luna iunie, cel târziu la începutul lunii iulie, deși poate că nu-i bine să dau aceste termeni, eu sper asta, specialiștii să poată să dea formula unui proiect prin care, în baza regulamentului de urmărire în timp și în baza datelor obținute de către INOE, să putem să oferim o soluție pentru întreținerea și conservarea operelor și să facă primele intervenții. Este foarte adevărat că sunt anumite aspecte care trebuie corectate, și care acum sunt foarte bine prinse într-un cadru, să zicem, elaborat științific de către specialiști. Noi supunem toate aceste lucruri aprobării și avizării Ministerului Culturii, așa că eu sper ca jumătatea anului ăstuia să ne aducă acest proiect foarte important. Și începând cu acest moment, așa cum l-am numit noi, este un moment T0 de la care se pleacă și de acum încolo se va urma un calendar foarte exact, foarte precis. Există două organigrame după care noi ne vom desfășura activitatea. Noi și specialiștii care sunt prinși în acest program ne vom desfășura activitatea. Nu am nicio grijă din punctul ăsta de vedere. Vom intra în normalitate, să spunem așa. Ceea ce părea până acum normal, el devine normal odată cu implementarea acestor programe și proiecte pe care noi le... Sigur că vor urma activități de tip cultural, să zicem, editorial, pe care centrul le are în programe pentru anul ăsta. Este vorba de Atelier Brâncuș, un proiect foarte amplu pe care noi vrem să-l dezvoltăm la nivel național și internațional și îl dezvoltăm pentru că, așa cum știți, simpozioanele care fac parte din Atelier Brâncuș și simpozionul de sculptură și simpozionul de pictură, începând de anul acesta un festival internațional al filmului de artă care se va desfășura la Târgu Jiu, sunt doar niște pași pe care noi facem și în sensul acesta de a promova peste hotare și de a promova ansamblul de la Târgu Jiu. Avem în vedere publicarea câtorva studii și cărți anul acesta, o serie întreagă de materiale promoționale, deci sunt toate aceste lucruri sunt în lucru. Eu vă felicit pentru acțiunile pe care le faceți pentru menținerea și promovarea operelor Brâncuș și pentru posteritate. Să dea Dumnezeu să reziste multe zeci sau sute de ani de acum încolo și să se bucure și urmașii urmașilor noștri de ele. Dragi spectatori, invitatul meu, Doru Strâmbulescu, managerul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare, Constantin Brâncuș, a venit în fața dumneavoastră să vă prezinte stadiul în care se află lucrările în timp, care se fac în timp la operele lui Brâncuș și, bineînțeles, partea de promovare, care este foarte importantă, pentru că degeaba suntem buni dacă nu știe și lumea despre asta și nu vine la noi să ne vadă. Mulțumesc pentru prezență în studio. Cu mult drag. La revedere și vă mai aștept. La revedere. Acolo.